Odată cu venirea verii, crește și dorința noastră de a ieși la aer curat, la aer liber, de a merge la mare sau la munte, de a ne face o vacanță. Și în acest an, cu atât mai mult, cu cât în această primăvară am stat 2 luni în izolare, am stat 2 luni în casă și avem nevoie să ieșim undeva, avem nevoie să uităm de toate știrile cu pandemia, de toate statisticile cu rata de îmbolnăvire și câte și mai câte, avem nevoie să uităm de toate acestea, avem nevoie de o vacanță, dar în același timp trebuie să respectăm măsurile anunțate pentru această perioadă de relaxare. Suntem dispuși să respectăm aceste măsuri de izolare, dar trebuie să ne facem o vacanță pentru sănătatea noastră mentală, ca să spunem așa. Dar acum haideți să vedem unde am putea să mergem în vacanță, ținând cont de toate aceste măsuri care au fost luate. Diferitele țări au luat diferite măsuri de relaxare. Oricum, măsurile de relaxare au venit încet, cu greu, dar totuși au venit. Uniunea Europeană a dat niște recomandări generale, au dat niște recomandări cu un caracter general și, bineînțeles, fiecare țară apoi a ajustat aceste recomandări și a venit cu propriile sale măsuri de relaxare. După cum spuneam, vrem să vedem comparativ diferitele țări ce măsuri de relaxare au luat și vom vorbi și de Marea Britanie, chiar dacă Marea Britanie nu mai este acum în Uniunea Europeană, dar este totuși în Europa. Britanicii vor să elibereze numite certificate de imunitate și vor să dea aceste certificate de imunitate celor infectați și vindecați de COVID-19 și în acest sens vor să achiziționeze peste 10 milioane de teste. Problema cu aceste teste este rata imensă de eroare a acestor teste și în același timp nu este sigur că cei care au fost infectați și apoi vindecați de COVID-19 și-ar fi căpătat imunitatea față de această boală de COVID-19. Oricum, în Marea Britanie circulă această idee că pe baza acestor certificate de imunitate, persoanele care au fost infectate cu COVID-19 și apoi vindecate să poată ieși și să poată să meargă într-o vacanță fără să respecte acele reguli stricte de distanțare socială. Oricum, Marea Britanie este una dintre țările cele mai afectate. Rata de îmbolnăvire zilnică din Marea Britanie este una dintre cele mai mari din Europa. De fapt, nu ne referim la Uniunea Europeană, ci la Europa, dar, exceptând Rusia, rata de îmbolnăviri zilnice din Marea Britanie este cea mai mare din Europa, am putea spune așa. Totuși, în Marea Britanie s-a luat o decizie îndrăzneață. S-a trecut de la sloganul "stai acasă" la sloganul "fii vigilent", tocmai pentru ca oamenii să poată să iasă din izolare, să poată să iasă afară la aer curat, să poată să meargă la plajă. Și se pare că rata de îmbolnăvire nu a mai crescut, a fost totuși ținută sub control, așa că decizia pe care au luat-o se pare că a fost bună. Bine, cu mersul la plajă e o întreagă poveste, pentru că foarte multe țări își pun problema cum să amenajeze plajele, cum să facă cu oamenii care doresc să meargă la plajă, ținând cont de acea distanțare socială care trebuie respectată. În Franța, de exemplu, care în 11 mai a deschis centrele comerciale și a dat drumul circulației, ca să spunem așa, pe o rază de 100 de kilometri de la reședință, s-a spus că plajele pot fi deschise dacă sunt parcelate. Așadar, plajele au început să fie parcelate în niște mici careuri, în niște mici pătrate, separate cu sfor și fiecare familie care dorea să meargă la plajă putea să își rezerve o asemenea mică parcelă, să spunem. Să sperăm totuși că lucrurile vor funcționa, pentru că de mers la plajă, clar că avem chef foarte mulți dintre noi. Și, bineînțeles, pentru că vorbim de noi, de români, știm că în fiecare an foarte mulți români vroiau să meargă pe plajele din Grecia, pentru că în Grecia este foarte, foarte frumos. Bineînțeles, Grecia își dorește foarte mult să realizeze un echilibru între protecția față de COVID-19 și relansarea turismului, pentru că turismul este vital pentru economia Greciei. Și pe lângă faptul că au deschis peste 500 de plaje, grecii au deschis și accesul la anumite
anumite obiective arheologice și au dat drumul liberei circulații între insule. Pentru că, bineînțeles, turiștii care merg în Grecia, pe lângă faptul că merg la plajă, vor să și vadă o serie de monumente, vor să mai circule de pe o insulă pe alta și așa mai departe. Să sperăm că lucrurile vor funcționa, pentru că avem nevoie de o vacanță, avem nevoie să ne spălăm creierii, ca să spun așa, ca să ne reîncărcăm bateriile și să ne reapucăm de lucru, pentru că după atâta timp de izolare, trebuie să ne și reapucăm de lucru, dar putem să ne reapucăm de lucru după ce ne luăm o vacanță, ca să ne revigorăm, ca să spunem așa, ca să ne reîncărcăm de optimism și de chef de muncă și de chef de viață. În plus, atunci când stăm la soare, știm foarte bine că organismul nostru produce vitamina D. Ori vitamina D este esențială pentru imunitatea noastră, este esențială pentru buna funcționare a sistemului nostru imunitar. Știm foarte bine că în toată această perioadă în care nu am putut ieși afară, în care am stat în casă, ne era recomandată vitamina D, tocmai pentru întărirea sistemului imunitar, tocmai pentru a lua măsuri preventive și de acest gen, de a suplimenta diferite vitamine și minerale pentru a preveni infectarea cu virusul SARS-CoV-2, pentru a ne întări imunitatea și pentru a face față acestei pandemii. Iar acum, dacă ieșim la soare, produce organismul nostru vitamina D. Așadar, felul în care funcționează organismul nostru atunci când este la soare, când se relaxează, aerul marin, aerosolii marini, apa sărată, totul ne ajută ca să avem o vacanță fără probleme, mai ales dacă și respectăm măsurile de protecție, măsurile preventive de distanțare socială care ne sunt recomandate. Așadar, s-ar putea să ne bucurăm de o vacanță fără griji dacă respectăm toate aceste reguli, toate aceste măsuri, toate aceste recomandări. Dar, bineînțeles, pentru o vacanță cu adevărat completă, pe lângă această relaxare la plajă, mai avem nevoie să vizităm și un muzeu, și un monument, și un sit arheologic. Și măsurile de relaxare privesc și aceste obiective de interes cultural, să le spunem așa. Știm că în această perioadă muzeele au făcut foarte multe activități online. De exemplu, Louvre, în 10 săptămâni, a avut peste 10 milioane de vizitatori în spațiul virtual. Imens, nu? Dar acum își deschide porțile pentru vizitatori și din ce în ce mai multe muzee din lume își deschid porțile pentru vizitatori. Inclusiv Muzeul Vaticanului, inclusiv Capela Sixtină se va redeschide pentru vizitatori din data de 1 iunie. Și să nu uităm că acest muzeu a fost închis încă din data de 8 martie, o perioadă foarte lungă în care a stat închis și sunt convinsă că există foarte mulți turiști care vor să meargă să vadă Muzeul Vaticanului, Capela Sixtină, să se bucure de o asemenea vacanță. Trebuie să spunem totuși că există mai multe tendințe în turism în acest moment. Există această tendință a oamenilor care își propun să respecte măsurile de prevenție recomandate și să meargă în vacanță, să meargă, să viziteze Muzeul Vaticanului, Capela Sixtină, Muzeul Louvre, să meargă la plajă și așa mai departe. Dar există și o altă tendință a oamenilor care vor să fie foarte, foarte precauți, care au fost foarte înspăimântați de această pandemie, de riscul de a se îmbolnăvi și așa mai departe. Există și oferte pentru acest gen de oameni, însă sunt oferte foarte scumpe. Și ca să dau un exemplu, există de exemplu un hotel spa de lux din sudul Spaniei care și-a propus să introducă o serie de măsuri pentru că atunci când merge cineva la ei să-și facă vacanța la ei, să fie absolut sigur că nu se îmbolnăvesc. De exemplu, acest hotel solicită celor care vor să meargă să-și facă acolo o vacanță o testare realizată cu 48 de ore înainte și apoi, atunci când turiștii ajung la hotel, li se mai face un test și li se face chiar o vizită medicală foarte amănunțită. Acest hotel își propune ca pe lângă programele de sănătate pe care le oferă în mod obișnuit, să ofere și garanția că turiștii care își petrec acum acolo vacanța nu au nici un risc de îmbolnăvire. Și
poți să te simți la fel de sigur ca la tine acasă. Trebuie să spunem însă că un asemenea program de 7 zile costă 5.310 euro. Deci, scump. Bineînțeles, dacă mergem în zona de lux, unde se oferă și lux și siguranță, prețurile sunt chiar mult mai mari. Dar, oricum, în această perioadă, toate hotelurile, în mod normal, se vor strădui din răsputeri să ofere sejururi plăcute turiștilor și să minimizeze cât vor putea de mult riscul de îmbolnăvire. Și, așa cum spuneam, pentru cei mai temători care și-ar dori o vacanță, există și variante mai scumpe, după cum spuneam și după cum dădeam exemplu acelui hotel din Spania, care introduc niște măsuri foarte severe, cu test la cazarea în hotel, cu vizită medicală la cazarea în hotel și câte și mai câte. Dar cei care sunt mai temători, după cum spuneam, și nu pot să-și permită prețurile respective, poate pot pur și simplu să-și construiască acasă o vacanță, nu știu, să se ocupe de grădinărit, să se ocupe de amenajarea balconului cu plante sau să găsească diferite activități ca să își reîncarce bateriile și să se poată reapuca din nou de muncă, de o viață cât de cât normală. Dar avem nevoie acum, la început de vară, de o vacanță așa cum putem să ne-o gândim, cum putem să ne-o croim fiecare după dorințele noastre, după putințele noastre și după cât de tare ne-a speriat acest virus. Dar cert este că trebuie să ne luăm câteva zile ca să ne refacem forțele și apoi să ne apucăm de viața noastră, să ne construim viața noastră așa cum o știm, așa cum ne-o dorim, sănătoasă și frumoasă.